Salutări din București și bine ați venit pe Încă Ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe Încă Ceva există foarte multe chestii legate de entertainment, mai ales din Game of Thrones. Dar nu numai, recenzii de carte, film, jocuri și multe, multe altele. Podcasturi included. Ne găsiți și pe Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts and all that jazz. Azi avem o recenzie de film, e cel mai recent film mare de la Netflix pe care l-am văzut și anume e vorba de Don't Look Up. Așa că vă să în timpul, haideți să începem. This is not real. This is not real. This is not real. This isn't happening. Kate, tell me this isn't really happening. I hear there's something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. Așadar, Don't Look Up, o producție mare Netflix, cu Leonardo DiCaprio în ea și de asemenea regizat de Adam Mackie, pe care știți cel mai probabil de la un film pe care v-am recomandat și eu, și anume The Big Short, și nu numai de la el. De asemenea, în film apare și Jennifer Lawrence și mulți alții. E un studded, nu știu dacă star neapărat, dar e un cast foarte bun. Dacă ar fi să pui ceva extraordinar de bine la filmul ăsta, sunt două chestii care sunt foarte bune. Castul e foarte bun și doi, ceea ce e foarte bun, deci actoria pe de-o parte și în același timp production value. Tot ce înseamnă camera work, până și CGI-ul, în proporție de 80% e spot on și nu ai senzația că e un film făcut exclusiv pentru TV, pentru Netflix. Și atunci, când a apărut trailerul ăsta acum vreo 2-3 luni, când am văzut trailerul, am spus că this must be amazing, o comedie neagră făcută special ca să abordeze o temă, ceva curent și care să ne facă pe toți să râdem, dar care să fie în același timp ceva foarte serios, pentru că asta face Adam Mackie de obicei. Și într-un fel am primit asta. În proporție de 75% asta am primit. Din păcate există și 25% care e altfel. Și aici trecem în părțile bune și în părțile rele. La părți bune, v-am spus câteva dintre ele. La părțile mai puțin bune și părțile care pot fi criticate, e faptul că filmul ăsta încearcă foarte, foarte mult să fie meta pentru timpul nostru. Tema principală a filmului nu este asteroidul pe care vorbesc ei. Tema principală a filmului este schimbarea climatică. Și atunci încearcă cu desăvârșită durință să-ți spună că climate change nu este doar reală, ci este an imminent threat. Și practic nimeni nu face nimic în privința asta, numai că în afară de asta îți spune și că toți oamenii sunt proști, ignoranți, absolut toți oamenii sunt proști și ignoranți, în afară de câțiva oameni de știință și cei apropiați lor, că tot ce înseamnă sistem organizatoric, guvernare și mai departe, toți sunt niște distruși, obosiți, care nu caută altceva decât să fie vedete și este un direct jab at Donald Trump, ca să zic așa. Și făcând toate chestiile astea, atacând atât de multe ținte, ce vă spuneam și la Matrix de asemenea, ajungi la un punct în care nu mai știi exact ce a vrut să facă până la urmă regizorul nostru. Sau care este tema principală? Acest concept de us versus them pe care l-avem în momentul de față în societatea curentă? Sau tema principală este administrația coruptă politică americană? Sau de fapt este climate change-ul? Sau de fapt este activismul? Sau de fapt e vorba de căutarea asta neîncetată în momentul de față a cloutului, a devenit faimosului? Și cum te schimbă asta? Sau e de fapt o laudă adusă anarhismului pe anumite scene la un moment dat și prin faptul că cea care descoperă cometa este și ea o mică pancăriță care e pe acolo, acest boy with the dragon tattoo. Există foarte multe chestii bune în filmul ăsta dacă te uiți la el. Dacă l-ai se... Aici e chestia, știi? Cred că filmul ăsta trebuia tăiat puțin altfel. Există un film acolo în care Leonardo DiCaprio face treabă fantastic de bună. Deci DiCaprio joacă impecabil. O joacă bine de tot și îl crezi pe cuvânt pentru tot ceea ce face. Și Jennifer Lawrence joacă bine. Toată lumea face treabă bună pe actorii. Și atunci e complicat să crezi că ai un regizor bun, actor bun, un scenariu care vrea să fie și smart și witty și complex. Știi? Și spui, bă, dacă mai ești un film prost din chestia asta. Există două, trei faze care they land really well. Și există foarte multe care... De asemenea, filmul este profund destinat culturii americane. Și aici e o chestie foarte importantă de înțeles. Foarte multe dintre references-urile pe care le vezi în film sunt references către cultura americană, către structura lor socială. Și atunci, toate lucrurile pe care le facem ok în filmul ăsta, ele undeva, în alt context, sau puse separat, sau poate mai puține împreună, e că ar fi făcut o poveste foarte mișto. Problema e că le ia pe toate odată. Le pune pe toate pe farfurie și tu după aceea trebuie să înțelegi toate referențele,
toate underdig-urile, toate job-urile, toate astea, toate astea ar trebui să le, tu ar trebui să fii altul de spui, da, frate, ce șmecherie. Problema e că nu e așa de șmecher, e foarte self-referential, e foarte American referential. Și atunci când te uiți la el, nu ai cum să nu ai senzația că, la ce vrei de fapt? De foarte multe ori, uitându-mă la el și povestea cu MAGA hats și cu dezbinarea asta, us versus them, știi? Și manipularea clasei politice asupra clasei de mijloc și încerci să urmărești la oameni și spui, bă, la ce mă uit? What is going on aici? Înțeleg intenția bună, se vede intenția bună în spatele lui și actoria chiar e, chiar e spot on. Atunci pentru mine mi-a fost greu să accept pe parcursul filmului că mă pierdea și mă făcea să mă simt un stingher. Dar am, I don't care. Putem să ne întoarcem la main story-ul nostru? Pentru că aici sunt două filme, e filmul din actul 1 și actul 3, să zicem, care sunt legate între ele. Și pe aici este o întreagă poveste la mijloc care n-are legătură cu restul. Aici e problema. Filmul este prea mult, e o serie de clipuri de pe TikTok lipite împreună. Și ești, nu, de ce? De ce nu putem să facem filme ca Spider-Man No Way Home? Care e un film clasic, standard, e o structură narrativă foarte bazilară, evident, nu e nimic complex acolo. Nimeni nu încearcă să exploreze teme fundamentale existențiale, știi, metempsihoza și mai știu eu ce. Nu, nimeni nu citi Kafka, nimeni nu trebuie să citească Nietzsche. Toată lumea e ok. Ăla e un film. E doar un film și atât. Vrea să fie entertainment. Și pe aia ai filmul ăsta acum, care este pur și simplu o salată cu de toate. E o salată cu de toate, dar e atât de mare și atât de... Și e și prea lung filmul. Filmul ar fi putut fi bun. Sincer. Cu mai puțin, cu comedia puțin mai grounded in, cu câteva chestii. Meryl Streep face o treabă foarte bună de asemenea. Jonah Hill e și el în film, face o treabă foarte bună de asemenea. Toată lumea face o treabă bună, sincer o spun chestia. Sunt niște glume care they fucking land până la urmă. Aia cu The Boy, să vedeți, este una cu Boy with the Dragon Tattoo, care este spot on. Ce am lucrat maxim. De-aia nici nu știi ce vrea, unde trage. Uneori senzația că trage undeva și pe aia se întoarce 180 de grade și spui, nu, dar nu era, era altceva. După aia se duce în partea cu cometa, cu environmentalism și așa mai departe. It's too much. It's just too much. L-am văzut, mi-a plăcut într-un fel. Deci, într-un fel mi-a plăcut. Mi-a plăcut ca operă creativă, ca expresia unui regizor care își dorește să facă mai mult și am apreciat probabil plăcerea lui de a face chestia asta. Înțeleg plăcerea lui de a face chestia asta. Am mai spus-o și la Nolan. Îmi place atât de mult de Nolan pentru că reușește să exprime ceva a lui personal în filmele pe care le face. Și atunci, pentru acest McKay, în filmul ăsta, mi s-a părut că e fain. E fain că a reușit să facă expresia lui proprie și personală asupra unei chestii. Numai că după aceea mi-am dat seama că, băi, McKay, dar nu trebuia să vorbești și despre aia, și despre aia, și despre aia. Și... Lasă-le pe celelalte. Fă pentru fiecare dintre o poveste dacă vrei. Nu te du în acest, știi, în această minge de păr de pisică scuipată de o pisică, știi? It's like, what is this? Asta e problema lui principală. În rest, filmul e suficient de entertaining. Dar iară, tonally, tonal, are niște shift-uri astea masive. Pe de o parte laudă adulterul, pe de altă parte spui, oh, nu, e cel mai rău. Sunt niște chestii de-astea. What am I looking at? Asta a fost senzația mea. Îmi dau seama că pitch-ul lor intern poate a fost că vrem să facem o producție complexă care să atingă foarte multe baze și foarte multă lume să aibă o ancoră de care să agațe pentru producția asta. Și poate asta au vrut, dar din punctul meu de vedere este mult, mult, mult prea mult pentru ce trebuia să fie. Trebuia să fie o chestie mult mai down to earth. Umorul trebuia încă o dată lucra la el. Trebuia un cut care să urmărească plotline-ul care se ducea direct la cometă și asteroid fără să-ți explice de ce toți ceilalți sunt proști. Asta e problema filmului. Îți spune că toți sunt proști. Atunci e un fel de... Dar nu e așa. Not everybody stupid. Știi? Cam asta e ideea. Bun, dragii mei. Cam atât pentru azi. Sărbători fericite, dacă nu v-am spus-o deja. Mulțumesc că sunteți alături de noi ca de obicei. Mulțumesc că sunteți alături de noi și în perioada asta. Mulțumesc tuturor pentru ceea ce faceți pentru noi, mai ales celor de pe Patreon, oamenii comentarii încă ceva, Vlad și Sic, Vlad Sfetcu și Sic, pe care, ca de obicei, trebuie să-i mai salutăm încă de 250 de ori pentru ceea ce fac pentru noi. Au venit și un kit nou de lumini, o să le vedeți în curând. And that's all courtesy of you. Tot ceea ce facem de la voi, practic, majoritatea se întorc aici, în ceea ce vedeți. Așa că, thank you. Thank you very much for being a part of this. Și asta ca să fugă toți dacii liberi care mai când aud romgleza spun că nu pot să mă uit la așa ceva. Hotărăște, frate. Vă mulțumesc, dragii mei. Vă urez un an nou fericit. În cazul în care nu ne auzim până atunci, probabil că o să mai fie un live. Dar până atunci, vă mulțumesc și până data viitoare. Nu rămân decât să vă urez. Ziua plăcută. Numai bine. Baftă!